Mesaje superbe de încurajare vin de la 28 de elevi de clasa a 4-a de la o școală din Drobeta, Turnul Severin. Susținuți de învățătarea lor, copiii s-au gândit că de acasă, folosindu-și imaginația, îi pot încuraja cu mesaje pe cei care au nevoie de un gând bun. Așa că au pus mâna pe telefoane și au sunat oamenii din comunitate să le amintească că nu sunt singuri. Iar mesajul transmis este că totul va fi bine. Cei mici nu au uitat nici de halatele albe care luptă acum în spitale pentru sănătatea celor care sunt în pericol. Bună! Mă numesc Rochean Mara și sunt elevă în clasa a 4-a la școala gimnazială Izvoinăț. Alături de doamna mea învățătoare și colegii mei, ne-am alăturat campaniei Totul va fi bine. Vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor în halate albe, atât doctor cât și asistente, că veghează asupra sănătății noastre și îți petrec zilele și nopțile în spitale, numai pentru ca noi să fim sănătoși. Este cel mai proaspăt mesaj pe care această copilă a ținut să-l transmită celor care luptă pentru noi în spitale. Este un mesaj de solidaritate și susținere pe care cei 28 de elevi ai clasei l-au transmis și în comunitate. Mă numesc Eric Ștorec Vladimir și sunt elev în clasa 4 la școala Alice Voinescu. În această perioadă grea organizăm campania Totul va fi bine, în care dorim să fim alături unii de alții în ciuda distanței fizice. Astăzi suntem membrii ai comunității noastre pentru a le reaminti că nu sunt singuri și că vom trece cu bine peste momentele dificile. Telefoanele și mesajele acestor copii frumoși i-au uimit pe cei care au fost la celălalt capăt al firului. A fost un moment cu totul special pentru că a venit pe neașteptate și vocea de copil plină de emoție m-a făcut să trăiesc o emoție mai mare chiar, pentru că noi ne-am făcut tot felul de provizii, dar în zilele acestea cred că cea mai mare nevoie avem de provizii pentru suflet și de momente înălțătoare care să ne dea curaj. Mesajul a fost unul de resetare, practic. Pentru câteva secunde, minute, cât a durat conversația, lumea a părut că s-a oprit. M-am uitat în jurul meu, am văzut în continuare panica, am văzut în continuare teama și mi-am dat seama că este de datoria noastră să-i liniștim pe acești copii, să le spunem că totul va fi bine. Ei au făcut primul pas către noi, deoarece ei sunt viitorul. Eu mă bucur să văd că există empatie și că ei înțeleg lucrurile. Mesajul de calmitate, de bunătate, de liniște mi-a conferit la un moment dat și acel sentiment de siguranță că indiferent ce s-ar întâmpla, lucrurile vor merge mai departe, iar omenirea va depăși cu bine și acest hop, pentru că este o încercare. Mi s-a părut salutară ideea doamnei învățătoare Mihaela Popescu. Cred că ar trebui făcută la nivel național, adică copiii trebuie implicați, trebuie să știe despre ce este vorba până la urmă, pentru că trăiesc în această țară și atunci e bine. Noi am ascultat. El era emoționat când m-a sunat, eu eram emoționată că am primit un mesaj din partea unui copil. Și se vede, totuși, diferența dintre alte țări și România. Copiii au fost organizați în cadrul activităților din școală altfel de către învățătoarea lor. I-am determinat să înțeleagă că pentru noi comunitatea este suma comportamentelor fiecăruia dintre noi, că nu trebuie să fie contagioase virusurile, ci trebuie să fie generozitatea și iubirea contagioase, să fim puternici, curajoși și buni. Acesta a fost mesajul pentru copiii mei, să înțeleagă că toți suntem bine numai atunci când fiecare dintre noi este bine, că acum mai mult ca oricând nu suntem singuri, nu suntem pe compropriu și să nu adune, ci să împartă tot ce pot cu ceilalți. Mesajul lor a ajuns nebănuit de departe și sunt foarte fericită pentru asta. Mă emoționează fiecare gând și fiecare răspuns la intențiile noastre. Micuții au și prin desen o mulțime de mesaje de susținere pe care le transmit de acasă, oricare au ajuns în multe locuri publice din orașul lor, încercând să-i încurajeze pe oameni că totul va fi bine.